șterge cont. Deci, în momentul de față, se șterge contul de TikTok. Cred că ți-am șters contul de TikTok. Abonați-vă la canal pentru că 36,5% sunteți neabonați. Deci abonați-vă și activați clopoțelul și lăsați în comentarii dacă v-ați abonat ca să apăreți în următorul videoclip exact ca persoanele acestea. Salut, eu sunt Andrei Arase, o să-ți fac o farsă lui Marian și o să-i șterg contul de TikTok. Bineînțeles, este o farsă, uitați-vă la tot videoclipul ca să înțelegeți. Apăsați pe butonul de like, abonați-vă la canal cu clopoțel, lăsați în comentarii ce farsă să-i mai fac lui Marian, follow pe Instagram, pe TikTok și vă las cu videoclipul. Ok, fraților, și în momentul de față continuăm daily vlogul. Și am ajuns la Marian. Probabil știți din vlogurile mele sau de pe TikTok-urile mele, nu știu. Dacă nu aveți Instagram-ul în descriere și toate cele acolo. Da, deci noi astăzi practic o să mergem până în mall, o să facem niște TikTok-uri împreună și vedem noi ce o să mai facem pe acest daily vlog. În momentul de față suntem mai staționați. Bă, mi-am uitat portofelul, mă smereau. Pe serios? Da, am uitat. Dă-mi telefon să pun muzică. Te-ai întrebat vreodată cum ar fi să te poți juca cele mai tari jocuri de pe PC de oriunde te-ai aflat, direct de pe smartphone sau tabletă? Acum poți face asta pe boosteroid.com, indiferent de unde te afli în Europa. Nu știi ce este Boosteroid? Boosteroid.com este o platformă de cloud gaming unde ai acces direct în browser la peste 50 de jocuri free-to-play și la 150 de jocuri pe care trebuie să le deții pentru a le putea juca. Tot ce trebuie pentru a te juca pe Boosteroid sunt o conexiune stabilă la internet, un PC, un laptop, un Mac, tablet sau smartphone. Acum ești gata să te joci jocuri precum Among Us, Assassin's Creed Odyssey, FIFA 2020, GTA 5, Red Redemption 2 și multe alte jocuri la un click distanță. Intră și tu în revoluția gamingului și fă parte din cea mai tare platformă de gaming în cloud. Dai click pe linkul din descriere și beneficiezi de oferta de 4,16 euro pe lună la abonament anual. Ne vedem pe Boosteroid. Și-a uitat Maria portofelul. De ce faci de asta? Se întâmplă ce vrei. Hai, da, de aici. Ia zi ce muzică băgăm. În momentul de față am telefonul lui. Ok, frate, nu știu cât de repede o să vină Marian, dar trebuie să mă grăbesc, sincer să fiu. Nu știu, o să căutăm TikTok-ul unde. Am uite aici, emoji de TikTok. Ia zi, TikTok-ul, fraților, intrăm pe TikTok. Și ăsta este contul de TikTok al lui Marian, fraților. Are 48.100 de urmăritori. Bă, e popular rău Marian. Deci, uitați-l, o să schimbe numele în Marian Mânătă, pentru că pe el îl cheamă Munteanu și da, cu are Costi aici. Bun, ce o să facem noi? Ei bine, m-am gândit să șterg contul de TikTok, dar cum o să fac chestia asta? Deci o să șterg contul de TikTok, dar asta este o farsă, deci practic eu nu o să fac chestia asta, doar o să îi ascund aplicația, pentru că nu vreau să o șterg ca să îi rămână schițele, pentru că dacă ștergi aplicația nu o să rămân schițele. Și noi o să intrăm aici pe puncte, puncte, frumos, o să dăm la... Unde e chestia aia, să vedem. Mergem aici jos și avem de conectare, comută, cont, mare, cont secundar. Ia să vedem, confidențialitate aici era... Mă, aici nu e. Hai să vedem, mergem aici, administrare cont. Mamă, nu pot să crezi, șterge cont. Deci, în momentul de față, se șterg contul de TikTok. Dar, nu o să facem chestia asta, pentru că este o farsă, v-am zis și în titlu. Și o să îi, pur și simplu, să-i ascundem aplicat. Așa, el are aici top aplicații. What? Oare a scris el așa? Și o să mutăm TikTok-ul frumos, îl luăm de aici, îl băgăm în partea asta. Și hai să vedem unde putem să-l ascundem. Ia, școala, ce asta mă? Școala, are aici folder cu aplicații. Aici așa, cred că aici o să-l pun, că are două din astea. Deci îl băgăm frumos aici în folderul cu instrumente. Hai că l-am pus dacă e. O să-l luăm și o să-l punem aici, pac. Ok, l-am pus acolo și vedeți că nu se vede decât dacă dai așa. Și ăsta cred că o să-l mut undeva aici și o să rămână așa. O să mut și folderul ăsta aici. Și cam așa arată. Ia ce mai are Marian pe aici, mare. Oricum cred că mă lasă să văd chestiile astea. Îmi dă acord aici să văd ce aplicații mai are. Oricum mare le știu. Ține cu FCSB. Lăsați și voi în comentarii cine ține cu FCSB. Și acum să-l așteptăm pe Marian, pentru că e plecat de vreo 2-3 minute. Și să vedem ce să zică. Ai venit? Mamă, dacă l-am căutat, nu găsesc, mergem, hai, da. Mergem, da? Da. Bă, vezi că am făcut o prostie. Păi? Cred că ți-am șters contul de TikTok. Cred. Bă, umblam pe aici, mă uitam, vreau să caut... Ai zis că pui muzică. Bă, vreau să caut statisticile la cont, așa. Mă uit și eu. Că știu că mă lăsai gen să da, văd. Da, bine, nu are treabă. Și am... L-am șters din greșeală. Bă, vorbesc serios, gen. Aștept și aplicația? Aștept și aplicația sau contul? Ca să nu vezi, gen. Aștept, bă, aștept aplicația sau contul?
Bă, am șters contul și am și dezinstalat TikTok-ul când bă, aveam aproape 50k. Da, bro, dar nu știu, am vrut gen să zic. Adică, bă, a fost din greșeală, bă. Ștergi un cont din greșeală? Mă uitam acolo și l-am șters, am dat confirm, nu știu ce am făcut acolo. Bă, și s-o șters. Bă, ascultă un puțin, mă, l-am șters din greșeală, bă, și am șters și aplicația, mă. Ca să nu zic, mă, dar ți-am zis acum că nu poți să ascund așa ceva, mă. Ce faci? Ce poți să fac acum? Dar faci tu altul și... Aveam 50k! Ce fac acum eu? Da, bă, chill, mă, că-i... Stai, ți-am șters contul care aveai 50k, stai chill! Bă, cum să stau chill? Iar te superi pentru atât? Normal! Nu contează, da, bă, așa ușor, e ușor să spui ție, ești nebun, tu ești deja cunoscut, ești deja drăgat. Am șters și am vrut să șterg și de aplicația, că după aia vedeai și acum ți-am zis că n-am cum să ascund așa ceva. Păi ce fac acum? Faci și alt cont. Și le zic la oameni, da. Fac vlog și... Da, și o să vină 50 de mii de oameni și o să dea toți într-o zi, follow. Stai și tu fără TikTok. Da, e ușor să spui, ești nebun, stai tu fără TikTok. Să nu mai ai TikTok deloc, cum ar fi, să nu mai ai tu deloc. Să stai acasă, să stai așa pe spate, ești nebun să faci nimic. Da, bă, e ușor, frate, să faci acolo, ești nebun. Și să faci acolo și gata. Dar nu poți să mai salvezi până? Da, că l-am șters, am dat șters definitiv. Am văzut din greșeală, tu nu înțelegi că eram panicat, am văzut că l-am șters și am vrut să dau cancel și am dat confirm. Cum să încurci cancel cu confirm? Aveau că s-am dat, eram panicat, tu nu înțelegi, bă, că am dat să șterg. Dar de ce ai intrat la ștergeri cont? Bă, am vrut să văd statistici și am dat din greșeală. Uite, a instalat. Păi da, instalat e. Ai spus că știi și aplicația. Tu știi ce e aia farsă, gen? Adică ce, nu mai știți cont? Nu, dar altundeva să nu găsești. Și am filmat, zic. Uite, cont acolo. Prank, bro, tu chiar ai crezut că ți-aș zis contul? Păi erai foarte iarăși. Ai să filmai, da, bro. Țineai la contul ăsta, gen? A, nu, cum ești tu, normal țineam. Băi, 50k, mulți oameni. N-ai, că ești mai fericit, ți-am făcut da. Telefonul. Bă. Gata, mă, rămâi și supăra, gata, ai contul înapoi. Arată-i la oameni ca să vadă. Da, bine, dar asta, frate, asta nu-i, te zic. Contul aici am frumos înapoi. Acum o să înveți să-l prețuiești mai mult. Îl prețuiam și înainte. Și cam asta au fost, fraților. Eu ți-am zis că fac daily vlog azi, gen. Dați bă acolo pe like, o să-i fac și o farsă foarte tare. Și faci contul cum faci. Păi și cum filmezi, gen, dacă... Bă, te scurg, nu-i problemă. Auzi ce a zis Marian, băieți? Nu uitați să vă abonați, vă las și link-ul lui Marian în descriere, mergeți pe la el, lăsați comentarii. Pa, pa!